revenit pe canalul meu de YouTube. Mă aflu astăzi din nou în Ghinza și am în spatele meu renumita clădire de aici, din Ghinza, a ceasului Seiko. Și sunt și în zona unde am lucrat eu, în zona restaurantului. Și am venit astăzi în Ghinza deoarece vreau să merg la un restaurant foarte special. Se numește World Breakfast All Day și ei servesc micul dejun toată ziua, că acum nu prea e ora micului dejun, este cam trecut de ora prânzului. Și ce este special este că timp de 2 luni, acum în decembrie și în ianuarie, vor servi un mic dejun românesc, așa că vreau să merg să-l încerc și să fac și un vlog cu această ocazie, deci rămâneți aproape dacă vreți să vedeți cum arată un mic dejun românesc aici în Tokyo. Aici este faimoasa Kabukiza, unde au loc spectacole de teatru Kabuki și din nou putem observa vechiul, tradiționalul și noul. Toate clădirile din jur sunt noi, clădiri de birouri. Ce pom de Crăciun roz! E superb! Aici la această cafenea. Cam așa se prezintă Ghinza astăzi. Un magazin, ce fain! Un magazin cu aparate și lentile, obiective foto second hand. Au și câteva luminițe de Crăciun. Drăguț! Cam așa se prezintă Ghinza astăzi. Abia aștept. E puțin de mers de la stație, cam 5 minute. Uite, chiar acum sunt în zona restaurantului. Și da, abia și mi-e foarte foame că n-am mâncat de prânz. Am zis că speram să ajung cam pe la ora prânzului, dar am avut multă treabă astăzi și n-am ajuns chiar la prânz. Dar e numai bine că merg, iau prânzul târziu acolo și după vreau să merg până în Asakusa să văd dacă au pus decorațiunile de anul nou sau nu. Să mă plimb puțin și pe acolo, vreau să merg și la un târg de Crăciun și o să filmez așa ce fac eu în această după-amiază, în Ghinza și apoi în Asakusa, cartierul meu preferat. Tocmai am fost acolo în weekend, dar nu știu, sincer, am rămas foarte în urmă cu vlogurile, mereu filmez, am foarte multe activități, dar am și foarte mult de lucru, așa că nu prea am apucat să editez și laptopul meu se mișcă foarte greu, îmi trebuie și un laptop nou, dar tocmai ce mi-am schimbat telefonul, mi-am luat iPhone 14 Pro, deci nu prea mai intră loc și de laptop nou acum, din păcate, trebuie să aleg și am ales totuși telefonul, că am zis că e mai practic. Și da, hai să vedem pe unde trebuie să iau de aici. Și astăzi este o zi friguroasă de iarnă aici în Tokyo. Am pus cojocelul și mi-am pus și cămășuța mea tradițională, dacă pentru această ocazie merg să iau micul dejun românesc. Zic că se potrivește mai bine decât atunci când mănânc sushi, nu? Să iau mic dejun românesc, bine, prânz. De fapt, m-am uitat pe meniu că l-au postat pe Instagram și pare așa cam de prânz, că au ciorbă, dar o să vedem imediat, o să vedem cine e la mine. Ce frumos, au pus și steagul României aici afară. Arată foarte drăguț, nu știu dacă am loc, dar și acesta este micul dejun românesc. Ah, ce bine arată, hai să vedem dacă putem intra. Vreau tot meniul ăsta. Au aici câteva informații. Vă rog să observați în vremele de Crăciun, dar să nu observați pielea uscată de pe mâini. Foarte cute. Și conceptul lor. Foarte interesant. Și aici scrie și cine e. Deci ambasada României. Un restaurant românesc. Și asociația de vinuri, ca o ședin. Foarte interesant. Aștept mâncărica și văd că au pus și colinde. Ce drăguț! Și
și au pus colinde și parcă vine să plâng. Și acum bea o socată, ăsta e spatele meu ăsta de alcool. Hai să vedem cum e. Este destul de aromată, nu e prea dulce. Nu se vede că este făcută cu sirop, cred. A sosit cașcavalul Pane și este mult mai micuț decât mă așteptam. Dar este foarte drăguț. Deci se vede că nu mai este ora micului dejun, că în spatele meu s-a înserat deja, dar acesta este micul meu dejun românesc. Să vedem cum este. Deci o să încep cu ciorbica aceasta, cred că este de penișoare, mi-a spus. Da, este de penișoare, uitați. Este un local destul de mic și se aude cam tot ce vorbesc fetele de lângă mine. Sunt trei fete care vorbesc diverse despre relații, despre... Foarte bun. Foarte bun. Se simte foarte bine mărar. Dar cel mai drăguț a fost cașcavalul Pane. Am mâncat deja jumătate din el. E foarte micuț. Și nu se întinde așa cum se întinde cel de acasă, dar este interesant. Hai să încercăm cărnațul. Este preferatul meu. Arată foarte bine. Arată ca cel făcut de bunicii mei. Ce drăguț a zis japoneza când a zis smântână, smântână. Deci cărnatul e ce trebuie, e bun, foarte bun. Avem și murături. Hai să vedem. Da, se vede că au colaborat totuși cu un restaurant românesc și cu ambasada României. Este foarte bun. Au nimerit. Hai să vedem. Și aceasta este un fel de fasole bătută pe pâine. Pâine prăjită. Hai să vedem. Este ce trebuie. Deci nu dau muzică românească, nu văd că alternează cu muzica din alte țări. Am mâncat toată ciorbica, a fost foarte bună și da, uite ce linguriță mi-au dat pentru ciorbica asta, ca de desert, și mai am puțin, foarte bun gustul, e așa un sentiment plăcut să poți gusta ceva de acasă, atât de departe de casă totuși, și atmosfera, că au pus și muzică, foarte drăguț. Și e foarte drăguț că au pus și o poză cu Brașovul, așa iarna, la acoperit de zăpadă, foarte frumos. Nu sunt decât câte 1, 2, 3, 4, 5 mese la, în acest restaurant. Este așa, gen un local pentru micul dejun și pentru brunch, dar mie mi se pare că meniul ăsta merge foarte bine și la prânz sau la cină. De ce nu? Bine, o seara nu prea merge, dar acum deja se înserează foarte devreme acum în Tokyo. Deja la ora 4 și jumătate este apusul. Și aici scrie și diverse despre meniu. Știam că piesicile astea umplute se mănâncă de anul nou, nu știu în ce zonă, scrie aici, în zona mea sigur, nu, eu n-am auzit să mâncăm piesici din astea umplute de anul nou. Și scrie despre fiecare fel de mâncare prezentat aici, foarte drăguță ideea, chiar îmi place.
Și japoneza care era lângă mine tot asta mânca și ea, tot meniul românesc, deși ei au și meniul standard. Meniul standard mi se pare că au, stai că vreau să murdăresc ăsta, că vreau să-l iau acasă. Meniul standard au mic dejun din ăsta, clasic american, taiwanez mi se pare. Și culmea că nu cred că au japonez, n-am văzut. Și pentru cei care m-ați întrebat de ei și de cămășile acestea urbane, cămășile acestea tradiționale românești, am făcut o pagină de Facebook unde am pus mai multe poze și prețuri și mai multe modele, așa că vă invit să vă uitați pe această pagină, o să las linkul undeva în descriere ca să vedeți și alte modele și pentru cei care sunt interesați să placeze o comandă, puteți să lăsați acolo un comentariu, un mesaj sau să-mi dați mie un e-mail la adresa mea de e-mail, o să las aici undeva. Comanda și papanaș. Nu cred că mi-au și de-astea, că deja am mâncat prea mult. Papanaș cu vin fiert. Nu știu dacă merge, dar încercăm. Să și vinul de fiert, hai să vedem cum este. Îmi plac foarte mult covăruțele lor. Poate e cum ar fi. Aici, chiar mi-era atât de poftă de un vin fier, că am fost la un târg de Crăciun săptămâna trecută pe vremea asta, la târgul de Crăciun din Roppongi și nu mi-am luat niciun vin fier acolo pentru că erau niște cozi imense și pentru că e foarte scump. Aici o să vă las prețul de poate undeva jos, ca să vedeți cam cât am dat pe fiecare, pe tot ce am comandat aici. Deci radioul e un radio românesc, nu știu ce post este, dar am văzut că în reclamă vorbea în română. Hai să gustăm și papanașul, că e numai unul. În poză erau doi, mă gândeam că sunt doi, dar să vedem. M-am mirat că aveau un meniu, aveau și compot la băuturi. Foarte tare, deci n-am mai mâncat papanaș de 3 luni de când am fost acasă. Hai să vedem. Gata, am luat micul dejun acum seara, de fapt. Foarte bun a fost și acum la final m-a întrebat fata din staff că de unde sunt și am zis că din România și a fost așa foarte fericită când a auzit că sunt din România și am zis că am vrut să încerc, că e aproape de mine, în față de restaurantul românesc e mai aproape aici și chiar îmi doream să încerc acest restaurant de ceva vreme. Mi-a spus cineva pe Instagram că vor avea mic dejun românesc și de asta am venit special să îl încerc și a fost foarte bun. Eu mai vin să mai încerc și alte micuri dejunuri. Și era foarte frumos scrie acolo în pamfletul lor că acum toată lumea optează pentru un mic dejun generic, probabil cereale cu lapte sau ce, mai degrabă un mic dejun american, așa că ei vor să mențină această tradiție a micului dejun din diverse țări și acesta este conceptul lor. Foarte interesant și interesant că e toată ziua, all breakfast all day. Chiar interesant conceptul lor, îmi place foarte mult și mă bucur că au făcut și mic dejun românesc. Și tocmai acum, în perioada asta a sărbătorilor, foarte, foarte bine au nimerit și cu colinde. A fost drăguț, chiar am stat ceva acolo, mai știu, două ore cred că am stat. M-am bucurat de atmosferă și da, este așa un local mic, dar foarte, se simte așa ca acasă și cu muzica mai ales chiar m-am simțit ca acasă și mă gândeam că cei din staff, foarte drăguți și ei, chiar nu m-au certat că filmam sau așa și apoi am întrebat la sfârșit și trebuia să întreb la început dacă pot să filmez pentru YouTube, dar n-am întrebat, că am zis că și dacă îmi zice că nu pot, ce fac, nu mai filmez și am întrebat la sfârșit, pot să pun pe YouTube? Da, cum să nu? Da, a fost drăguț. A fost puțin scump, deci am plătit 4.070 de ieni în total, dar zic că a meritat și am mâncat și felul principal, am mâncat și cașcaval pane care era extra, am mâncat și desert, deci
zic că am mâncat o grămadă și vinul fier, care două băuturi am luat și socată și vin fier, deci 4070 de ieni. Cred că la noi mâncarea japoneză e mult mai scumpă, așa că zic că a meritat. Descrie aici cam toate prețurile. Micul dejun 1780 de ieni, cașcavalul pane. Deci poți să alegi o bucată sau două, 380 de ieni o bucată, un papanaș 550, un vin fiert 680 și am dat în total 4070 de ieni. Și aici alte micul dejun englezesc, americanesc, american și taiwanez, deci nu au mic dejun japonez. Cred că m-am încălzit puțin de la vinul fiert, de nu mai mi-e așa frig, n-am ieșit acum și mi-am pus cojocelul meu. Și trebuie să merg puțin la cumpărături aici în Ginza, vreau să merg până la Uniqlo să iau câteva haine de iarnă așa, care mai ales din aceste de le porți pe dedesubt ca să țină de cald. Și după vreau să merg în Asakusa să văd dacă au pus decorațiunile de anul nou, pentru că în weekendul trecut nu erau și vreau să le văd neapărat cu anul iepurașului și să filmez puțin pe acolo și pentru Instagram și pentru YouTube. Foarte ocupată eu, trebuie să filmez și pentru Instagram și pentru YouTube. Și după vreau să văd puțin târgul de Crăciun de acolo, deci cred că o să devină iar un vlog foarte lung. Am văzut niște luminițe drăguțe, hai, poate o luăm pe acolo, pe la luminițe. Deci da, îmi place cum se vede calitatea imaginii și pe noapte la iPhone 14 Pro. Parcă e o diferență. Aș vrea să merg pe la luminițele de Crăciun. Da, să o luăm așa. Ia să vedem. Da. Și da, asta. Am crezut că cei care vor veni vor fi tot români. Aveau cineva rezervare de la ora 6, dar erau, nu venise decât două japoneze și mai așteptau pe cineva. Nu știu. Foarte drăguțe, câteva luminițe de Crăciun aici în Ginza. Și acum merg spre stație și spre magazin. Sunt... Ia uitați ce display frumos. Ah, e un magazin din Paris. Foarte frumos. Dacă intru în febra cumpărăturilor, o să dau faliment total. Uitați ce frumos arată zona asta. Seara, noaptea. Și să vedem cum se descurcă domnul iPhone. L-a filmat nocturn. Deci m-am gândit, am foarte multe vloguri din urmă cu culorile toamnei, din Kyoto. Am purtat kimono, am făcut foarte multe activități. Dar cred că voi posta mai întâi vlogul acesta de Crăciun. Pentru că nu prea are sens să postez de Crăciun după Crăciun, dar culorile toamnei, hai că poate merg și iarna, nu? Nu știu, deci probabil o să postez mai întâi vlogul ăsta de Crăciun și apoi prind din urmă tot ce am filmat în perioada asta, pentru că am, nu știu, cred că 10-20 de vloguri. Să vedem. Deci am filmat o grămadă și în Kyoto când am fost. Doar că e greu cu editatul, mai ales. Dar cei care fac asta full-time, poate își rezervă zile speciale pentru editat sau... Dar eu eram moarte de oboseală seara, după o zi plină de activități, mai ales în Kyoto, când să mai și editez, nici pe Instagram. Nu apucam să postez pe story, că eram prea obosită să mai postez în aceeași zi. Asta este problema. Ha, ce frumoasă e zona asta, acum pe să vă arăt. Mi-a zis mama că magenta va fi culoarea anului viitor, nu știam. Nu știu, nu prea sunt la curent cu brandurile astea. Ah, ce drăguț e acolo un magazin, cred că de jucării sau de haine pentru copii, nu știu. Deci eu din toate magazinele astea din Ginza, foarte scumpe, o să merg la cel mai ieftin. O să vi-l arăt imediat. Ia uitați ce frumos. A, parcă avea un display drăguț de Crăciun undeva, dar nu știu unde.
dacă îl găsesc, vi-l arăt și pe acela. Dar îmi place mult și asta cu verde, așa că e tot pentru Crăciun. Crăciuniță roz, n-am mai văzut până acum. Crăciuniță normală. Foarte frumoase aranjamente și foarte frumoase flori. Ia uite și ce trandafiri frumoși. Foarte frumos. Și pe aici, asta ce este, o librărie? Interesant. Și deja văd mai mulți străini, mai mulți turiști pe aici. Și am ajuns, acesta este cel mai ieftin magazin, chiar lângă Longchamp ăsta. Ia uite ce rochițe frumoase au aici. Peste bugetul meu, probabil. La GU. GU este cel mai ieftin din zona asta. Și Uniqlo mi se pare că e deasupra la GU. Dacă mi-amintesc eu bine, asta voiam să vin la Uniqlo și la GU. Asta, Uniqlo e mai în față. A, deci aici e GU. La GU au haine destul de drăguțe și moderne așa. La Uniqlo au mai mult basics din astea. Soft pants, uite și cățeluș. Acesta nu este Hachiko, să știți, este alt cățeluș. Și printre toate magazinele astea de lux, ia uitați Prada, există și magazine ieftine. Ce-o fi 5 ăsta aici, habar n-am. Hai să vedem, Ginza 6, acolo am urcat când a fost Cătălin și am văzut de sus și am filmat. Să nu se ia nimeni de mine și trebuie să fac câte ceva și apoi ne vedem în următorul loc de unde o să fii.